Domnul să vă binecuvânteze. Eu aș vrea să vă binecuvânteze un pic mai mult decât ați zis voi, amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei, în această seară, aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură care nu-mi place. Știți că sunt pasaje din Scriptură care nu ne plac? Poate veți zice, wow, frate Nelu! Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndemne, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Însă când veți vedea ce vă citesc, asta nu ne place. V-am auzit că ați răspuns că nu vă plac veștile rele. Scriptura are vești bune. Dar din Scriptură vreau să vă citesc un pasaj nici nu cred că am să vi-l citesc tot, pentru că e, e un pasaj greu. Geneza 34, vă rog să ascultați numai. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul lui Hevit, lui Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea, Sihem a zis tatălui său, Hamor, i-am de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că îi necinstise pe fiica sa, Dina, și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Hamor, tatălui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. Dar când s-au întors fiul lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare pentru că Sihem să o mișelie în Israel culcându-se cu fata lui Iacov. Așa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată. Hamor le-a vorbit astfel. Fiul meu, Sihem, s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, dați-i-o de nevastă și încuscriți-vă cu noi. Voi dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Locuiți cu noi, Țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. Sihem a zis tatălui și fraților din ei, să capă trecere înaintea voastră și vă voi da ce veți cere. cereți o zestre cât de mare și cât de multe daruri și voi da tot ce îmi veți zice, mai dați-mi fata de nevastă. Fiul lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșugul lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem ne cinstise pe sora lor, Dina. Ei au zis, este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat în prejur că ce ar fi o ocară pentru noi. Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceți și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia în prejur. Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre, vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. Dar dacă nu voiți să ne ascultați și să vă tăiați în prejur, ne vom lua fata și vom pleca. Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Hamor și fiul său Sihem s-au dus la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi, să rămână dar în țară și să facă negoți, țara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia în prejur după cum și ei înșiși sunt tăiați în prejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre, să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați prejur. toți cei ce treceau pe poarta cetății. A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii al lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat fiecare sabia sau năpustit asupra cetății, care se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Au trecut de asemenea prin ascucisul săbiei pe Hamor și pe fiul său Sihem, au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. Fiul lui Iacov s-au aruncat asupra celor morți și au jefuit cetatea pentru că ne cinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp. Le-au luat ca pradă de război toate bogățiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. Atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi, voi m-ați nenorocit făcându-mă urât locuitorilor țării, cananiților și fereziților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni. Ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit eu și casa mea. Ei au răspuns, se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă? Acesta este cuvântul urât pe care n-am vrut să-l citesc tot, dar l-am citit tot. De ce spun urât? Viol, minciună, mișelie, în numele religiei, crime, robie. Mie nu-mi place așa ceva. Dar dacă a fost lăsat în scriptură, a fost lăsat, lăsat cu un scop clar pentru învățătura noastră a fiecăruia. Cuvântul acesta are cu siguranță menirea să ne avertizeze, pentru că, repet, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și toată Scriptura este de folos. Chiar dacă nu ne place tot ce scrie de ea, dar tot ce e scris este de folos ca să ne învețe, să ne îndemne, să ne mustre și să ne dea înțelepciune în neprihănire. În această seară mi-am propus să vă vorbesc un cuvânt care să vă fie de mare folos. Știți ce titlu i-am pus? Amestecuri fatale. Apropo, un studiu recent arată că tinerii, elevi și studenți, care în timpul școlii amestecă berea cu vodcă, înainte de terminarea școlii, vor amesteca cu lopata nisip și ciment. Ce ziceți? E amestec fatal? Dragii mei, v-am spus că acest capitol nu face plăcere, dar capitolul acesta ne este lăsat în Scriptură ca să învățăm că există amestecuri fatale sunt amestecuri atât de periculoase care ne pot nenoroci pentru totdeauna și de aceea stau în fața voastră în această seară ca să lansez acest avertisment și să vă spun dragi tineri care veniți luni seara la biserica Poarta Cerului fiți atenți la amestecuri și amestecul fatal despre care vreau să vorbesc în principal în această seară este amestecul celor credincioși cu lumea. Și s-ar putea să ziceți voi, frate, păi suntem în lume deja. Eu zic din nou, amestecul cu lumea este cel mai mare pericol pentru poporul lui Dumnezeu. Era o cântare în tinerețea mea care avea un refren ce suna în felul acesta. Nu vă confundați cu lumea. Nu te confunda cu lumea. Tu ești sensul, rațiunea pentru care astăzi ție ți s-a dat o veșnicie. Pericolul fatal pe care aș vrea să-l subliniez în seara aceasta în mod insistent este pericolul acesta de a te amesteca cu lumea sau vai de a fi asimilat de lume. Amestecat cu ea, pierzându-ți identitatea, misiunea și menirea pe care o ai pe acest pământ. Aș vrea să vă spun tuturor că dacă vă uitați în scriptură, Dumnezeu totdeauna a fost împotriva amestecurilor. Știți că de la început, ce a făcut Dumnezeu întâi? Prima lucrare făcută de Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și după aceea știți ce spune. Dacă vă veți uita în cartea Genezei, acasă să vă uitați, zice, Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. De ce? Pentru că lui Dumnezeu nu-i plac amestecurile. Dacă vă veți uita mai apoi în cartea Levitic, la capitolul 19, veți găsi acolo scris că Dumnezeu poruncește în mod clar și categoric poporului Lui să nu puneți animale diferite la același jug. Adică nu pune un cal și o vacă să tragă în același jug. Nu se potrivesc. Să nu pui în același ogor două feluri de semințe. Nu se potrivesc. Până acolo merge Dumnezeu încât îi învață pe cei din poporul Israel să nu-și facă țesături din două feluri de lucruri țesăturile să nu fie amestecături. Vă spun aceasta ca să înțelegeți din capul locului că Dumnezeu s-a pronunțat categoric împotriva amestecurilor și tot ce găsim în Vechiul Testament are menirea să ne arate niște principii pe care Dumnezeu le are pentru trăirea spirituală a fiecărui credincios. Și aș vrea să vă spun că dacă Satan reușește să ne facă pe noi să trăim ca lumea, să vorbim ca lumea, atunci mărturia bisericii este compromisă total. Și întrebare, cine va mai vesti evanghelia? Dacă vorbim ca lumea, trăim ca lumea, cine va mai vesti evanghelia? Dacă copiii lui Dumnezeu își folosesc religia ca și fiii lui Iacov, ca să înșele, să mintă, cine va mai vesti evanghelia? Trei lucruri în această seară despre amestecul cu lumea. Cred că fiecare dintre voi sunteți conștienți că pericolul amestecului cu lumea ne paște în fiecare zi. Ce? Astăzi n-ați avut ocazia, n-ați fost ispitiți să trăiți ca lumea, să vorbiți ca ei, să faceți ca ei, să umblați ca ei, să vă duceți unde se duc ei? Ba da. Ei bine, ceea ce aș vrea să spun întâi și întâi este că amestecul cu lumea este un pericol foarte subtil. Pericolele frontale ne pun în gardă și când ești pus în gardă știi să te lupți. Însă amestecul cu lumea este un pericol care vine foarte, foarte subtil. Un șarpe, când se apropie de un om, se apropie atât de subtil încât omul nici nu-și dă seama, dar îi iese în cărare. Așa este pericolul amestecului cu lumea. Foarte subtil. Dar uitați-vă la Iacov. Patriarhul Iacov. Știți că a fost plecat, și-a luat neveste, s-a întors înapoi în țara lui. Dumnezeu i-a vorbit și i a zis, Iacove, du-te la Betel. Suie-te la Betel. Acolo unde ai fost tu cândva. Și a venit Iacov în Canaan, dar știți ce e interesant? S-a oprit la marginea țării, în ținutul Sihem. Dacă l-ai fi întrebat, Iacove, unde ești? În Canaan, bineînțeles. Dar în Canaan, dar nu la Betel, nici măcar la Hebron, acolo unde era tatăl său Isaac. Ci s-a oprit undeva la marginea țării. Aceasta este o ascultare parțială. George ne îndemna ieri dimineața la rugăciune aici să ne rugăm Domnului pentru ascultare, ca să fim oameni ascultători. Știți ce înseamnă să fii ascultător? Ce ziceți când asculți 50%? E ascultare? 50% e ascultare? Hai că vă știu eu. Dar Hai să zicem 50%, poți să-i zici ascultare sau neascultare, dar 60% dacă asculți. E ascultare? Da, 80%. Știți ce înseamnă ascultare? Ascultare înseamnă 100% să asculți de ce ți s-a spus. Asta înseamnă ascultare. Adevărata ascultare este ascultare 100%. Na, uitați-vă la Iacov. Vine cu familia lui în Canaan, că i-a spus Domnul să se ducă în Canaan, dar se oprește la marginea țării. Și ziceam să stau aici. Dacă mă întreabă Domnul că am ascultat, îi voi zice, da, Doamne, sunt în Canaan? În Canaan, da, dar unde în Canaan? Aici este marea problemă a multor creștini. Oameni care au o ascultare parțială, care se mulțumesc să stea așa la marginea țării făgăduite. Le place să stea așa, pe la margine, și prin biserică, undeva mai pe la margine, să nu fie ei foarte implicați. Nu foarte mult. Așa undeva pe la margine, împăcăm și una și alta. În Noul Testament era unul cu numele Eutih. Îi știți povestea, nu? Era la biserică Eutih. Dar acolo la fereastră. Stătea la geam, mai o privire pe stradă, mai o privire în biserică, un pic cu ei, un pic cu ăștia la alți, și credea că totul va fi în regulă. Numai că la un moment dat, Scriptura zice că Eotich s-a prăbușit și culmea nu s-a prăbușit în interior. Zice că a picat de la catul al treilea a picat și a fost fatală căderea lui. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că pericolul acesta despre care vorbim, amestecul cu lumea, este un pericol foarte subtil. Iacov a zis, ascult, s-a dus și s-a așezat la marginea țării. Fiți atenți, în capitolul precedent, Iacov se credea în pericol din cauza lui Esau. Că îl urmărea Esau și zicea, ce mă fac? că vine sau care i-am furat dreptul de întâi născut, ce mă fac? Însă de pericolul acela l-a scăpat Domnul. Și acum s-a așezat undeva la marginea țării și credea că este în siguranță. Culmea, știți ce s-a întâmplat acolo? La marginea țării a găsit pe Sihem, pe Hamor și oamenii din jurul lor, familia lor, care li se păreau foarte prietenoși. Ați auzit ce am citit din Scriptură? parcă erau cum se cade ăștia, nu? Au zis, hai să ne facem, ne facem neamuri, ne facem un singur popor, de ce voi să fiți alții și noi alții? Hai să fim una, ne încuscrim, luați fetele noastre, luăm fetele voastre, vă și dăm zestre, totul este în regulă. Dragii mei, amestecul cu lumea este un pericol foarte subtil. Pe Iacov aici la L-a păscut, dacă vreți, cel mai mare pericol, acela de a fi asimilat de alții, asimilat de lume. Acum, eu sunt mai vechi decât voi toți. Am trăit vremea comunismului. Practic, am avut 27 de ani când s-au răsturnat lucrurile. Am apucat să gust din ceea ce înseamnă comunismul și am avut ocazia să trăiesc și după Revoluție. Dacă m-ați întreba, întrebați-mă, vă rog, ce a fost mai periculos? Persecuția comunistă sau libertatea post-decembristă? Întrebați-mă, vă rog. Ei bine, vreau să vă spun, mulțumim de întrebare, Vreau să vă spun așa că pe orice parte ai pune-o, cea mai periculoasă este libertatea aceasta. În care ți se spune, dar tu, și... tu poți să fii ca și noi. Ai aceleași drepturi cu noi. Până atunci știam să stăm în gardă. Știam să stăm în gardă și ziceam, dacă ne întreabă dacă suntem pocăiți, Domnule, rezistăm, nu ne lăsăm, o ținem pe a noastră și așa mai departe, chiar dacă riște anumite lucruri. Dar a venit libertatea. Și aici este pericolul subtil al amestecului cu lumea. Să de la un canal de televiziune la o sută și câte. A fost test numai. <laughs> uh, dragii mei, vreau să înțelegem, apropo, amestecul cu lumea este un pericol atât de subtil, pentru că ziceam de televizor cu multele canale, internetul pe care îl avem. Știți ce se întâmplă în vremea de acum? Televizorul este bun, <coughs> crescătoare de copii. Da, nu? Nu știți că se întâmplă asta? Și a copilul și-l pune în fața televizorului, că stă cu minte. Mai târziu, televizorul este educatoare. Este învățătoare. Este profesor. Mă îngrijorează de-a dreptul, dragii mei. Am citit cândva, tot în tinerețea mea, o carte intitulată Subtila seducere a bisericii. Și titlul acesta îmi este destul ca să vă spun astăzi că cel mai mare pericol este când biserica în mod subtil este luată de pe cărarea pe care trebuie să fie și plasată pe alte cărări. Cam acesta era pericolul cu care s-a confruntat Iacov. Uitați-vă, și-a luat familia, și-a pus-o în poporul Sihem, și-au venit cei din Sihem și-au zis, hai să fiți ca noi să fiți ca noi. Lui Sihem îi place de Dina, o ia de nevastă, nu-i nimic ce s-a întâmplat, o ia de nevastă, încă dăm și zestre, ia spuneți ce zestre vreți, că dăm zestre bună, dăm zestre mare. Ne amestecăm și vom fi un popor. Nu e un mesaj care ne sună familiar în vremurile de acum? Să fim toți una, să fim toți la fel. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim toți la fel. Dumnezeu a chemat din lumea aceasta oameni care să fie copii ai lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Ești tu unul. În mod clar și categoric, Dumnezeu vrea să luptăm împotriva ruinării familiilor, împotriva ruinării mărturiei pe care ne-a dat-o. Uitați-vă, câteva versete. Efeseni, capitolul 5 cu versetele 3, 4, 5. Uitați-vă dacă le avem pe ecran. Efesen 5 cu 3. Ia uitați-vă ce, ce, spune cuvântul Domnului aici. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Cuvinte grele, cuvinte foarte grele, dar de care de nu vom lua seama, vom fi osândiți într-o zi. Amestecul cu lumea este un pericol care vine foarte subtil. N-ați văzut ce ce elegant a venit Hamor și cu fiul său Sihem la Iacov și a spus, haideți să fim împreună. Numai că vreau să vă mai spun ceva. Pericolul, cu pericolul amestecului cu lumea este gradual în același timp. Dacă am spus că este subtil, vă spun că este un pericol gradual. Cum a început totul? Fica lui Iacov și a lei, Dina, a ieșit să vadă fetele țării. Ce ziceți? Un lucru grav? E grav să ieși să vezi fetele țării? Să eu vă vorbesc despre un pericol gradual. Știți că o broască, dacă cineva ia o broască și o aruncă într-o oală cu apă fierbinte, cu apă în clocot, știți ce se întâmplă? Se arde broasca, dar sare afară rapid. Dar e un experiment real. Dacă iei o broască și o pui într-o oală cu apă călduță, ea va sta liniștită în apa aceea. Și pui oala pe foc și se încălzește. Și broasca stă acolo. Se înfierbântă apa. Și broasca stă acolo. Fierbe apa. Și broasca e tot acolo. Adică, am vrut să fac uac, dar nu, n-a ieșit. De fapt, așa cum am făcut, așa face broasca când... Când nu mai poate face oac. Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegeți că pericolul amestecului cu lumea, el crește tot mai mult. Când începi să te amesteci cu lumea, în mod gradual vei vedea că de la lucruri mici ajungi la lucruri foarte mari. Cum a început tot necazul în familia lui Iacov? Dina a ieșit să vadă fetele țării. Vă întreb iarăși, e grav? Da. Zic tot eu. E grav, pentru că întrebarea este aceasta. Ce poți să vezi tu, Dina, la fetele țării? Dar există ispita aceasta la fiecare Dina dintre Pocheite. Și la fiecare Dana dintre Pocheite. Și la fiecare Andreea dintre Pocheite. Și la toate fetele există ispita aceasta. Și culmea ispita aceasta există și la toți băieții? Adică, Dina este prezentată în textul acesta ca ieșit să vadă fetele țării. Întrebarea este: ce poți să vezi la fetele țării? Să vezi cum sunt îmbrăcate ele și, eventual, să fii ispitită să te îmbraci la fel. Că tot mă întreb. Uh, de ce a fi ajuns Sihem să o violeze pe Dina? Nu știu. Ce a văzut Dina la fetele țării, nu avem detalii aici. Biblia nu ne dă detalii și bine face că nu ne dă detalii. Însă, ce a fi văzut ea la fetele țării, tare mie că a vrut să fie ca fetele țării. Că dacă era ca o israelită. Îmbrăcată ca o israelită, dar probabil a zis: Uite, se poartă asta, se poartă cealaltă, se poartă cealaltă. Nu uit că am citit cândva niște interviuri cu niște tineri, și vreo șapte, șapte tineri care au violat o fată în vremurile noastre. Erau intervievați și unul dintre ei spune așa. Când au fost întrebați: De ce ați făcut lucrul acesta? Știți, unul dintre ei a dat răspunsul următor: Păi, n-ați văzut cum era îmbrăcată? Asta i spus tot. Ei bine, dragii mei, puteți să mă judecați cum vreți voi. Puteți să ziceți fratele Nelu Filip e cărunt. Puteți să ziceți fratele Nelu Filip e legalist. Însă vreau să vă spun ceva. Fratele Nelu Filip e părinte. Fratele Nelu Filip a fost pe la vârsta voastră, am trecut pe acolo și eu. Și vreau astăzi cu toată seriozitatea să vă spun amestecul cu lumea este un pericol gradual. Îți permiți prima dată doar să ieși și să vezi cum se poartă ceilalți. Și vei avea șanse să vezi cum se poartă, cum vorbesc. A ieșit să vadă fetele țării. Și a văzut probabil cum se îmbracă fetele țării și și-o fi dorit ea să mă îmbrac și eu ca ele. Și când Sihem a trecut pe acolo, ispitit. spitit. Sigur că e un lucru mizerabil ce a făcut Sihem. Mizerabil. Dar nu vreau atât de mult să-i judecăm pe cei de afară. Îngăduiți-mi să-i judecăm pe cei dinăuntru. Pentru că asta este datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu este datoria voastră să-i judecați pe cei dinăuntru? Și atunci mă uit la Dina ca exponent al poporului lui Dumnezeu și înțeleg că a învățat de la fetele țării să trăiască o viață ca și a lor. Însă, când ajungi acolo, ajungi de fapt la necaz. Dragi tineri, am venit în această seară la tineret ca să vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Pentru binele vostru. Pentru viitorul vostru. Nu uitați! Amestecul cu lumea este un pericol care vine subtil și care vine gradual și începe foarte subtil începe cu lucruri mărunte și apoi se adună și se adună și se adună. M-am tot întrebat de ce Iacov și Lea, părinții, or fi lăsat-o pe Dina să iasă să vadă fetele țării. M-am tot întrebat. Oare m-am întrebat bine? Ce ziceți? M-am tot întrebat, am zis, Iacov, Iacov, Lea, Lea, ce părinți ați fost voi? Oare mi-am pus bine întrebarea? Știți de ce fac această subliniere, dragii mei? Pentru că s-ar putea întâmpla ca unora dintre voi, părinții, să vă spună, nu se cade nu e bine să te duci acolo. Dar nu mă duc numai să văd, mă duc numai odată. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții. Fiți sensibili la ceea ce vă spun părinții voștri credincioși. Fiți sensibili. Nu intrați în conflict cu părinții zicând, o, părinții nu ne înțeleg, Părinții voștri toți știu ceva mai mult despre viață decât știți voi. Au trecut prin viață și poate că au călcat strâmb în viață, poate că au învățat pe pielea lor lucruri pe care n-ar dori copiii lor să le repete. M-am uitat la Iacov în capitolul acesta, de aceea vă spun că este un pasaj care nu-mi place. Știți că Iacov, dacă ați fost atenți la citire, aproape că ar fi cochetat cu ideea să-și dea fata lui Sihem. A început să-și facă socotelile. Și mi-am zis, Doamne, Iacov era gata să o lase să se căsătorească, ca zis în sine lui și așa a necinstit-o Sihem, acum măcar să o Vai ce bine știa Iacov o poruncă! În Geneza, la capitolul 28, cu versetul 1, știți ce spune Scriptura acolo? Că Isaac l-a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca aceasta. Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Așa i-a spus tatăl său lui Iacov. Și iată-l pe Iacov aproape tentat. A ajuns fiica lui într-un necaz pentru că, zic din nou, amestecul cu lumea este un pericol care vine gradual. La început asta s-a întâmplat. A ieșit Dina să vadă fetele țării, Dina a ajuns să fie necinstită, de către Sihem și credeți că s-a oprit aici necazul. Au venit frații din ei și știți ce au făcut? Au făcut o lată. Lată de tot. Dragi tineri, să nu vă supărați niciodată pe părinții voștri dacă vă vor spune nu e bine. Nu-ți stă bine să faci asta. Știți de ce să nu vă supărați pe ei pentru că dacă cineva pe pământul acesta vă vrea binele cu adevărat, aceia sunt părinții voștri. Ăștia vă vor binele cu adevărat. Amestecul cu lumea este un pericol subtil. Amestecul cu lumea este un pericol gradual. Dar mai zic ceva, amestecul cu lumea este un pericol exploziv. Când auzim de explozii, Înțelegem că e ceva cu care nu te joci. De ce spun asta? Subtilitatea te face să nu observi ceea ce vine. Gradualitatea te face să nu-ți dai seama de la început ce se întâmplă. Dar explozia te cutremură și te distruge și pe tine, și distruge și pe cei din jur. Vine momentul când se plătește greu pentru amestecul cu lumea. Uitați-vă, ceea ce la început părea nevinovat că a ieșit Dina să vadă fetele țării. S-a transformat într-o adevărată tragedie. Ia uitați-vă! Întâi Iacov ar fi lăsat-o pe Dina să se căsătorească cu Sihem dacă acesta s-ar fi tăiat împrejur. Dacă se botează, e ok. Dacă se botează, eu dau. O, dragii mei, e așa de ușor să ne amestecăm cu lumea și să credem că un botez e singura diferență între unii și alții. Nu! Nu e singura diferență. Dacă ai fost ales de Domnul să fii copil al lui Dumnezeu, să nu crezi că un botez e tot ce face diferența. Nu! E nespus mai mult decât atâta. Una dintre tacticile pe care diavolul le folosește ca să extermine poporul lui Dumnezeu și a folosit tactica aceasta de-a lungul istoriei, a fost tocmai căsătoria cu cei necredincioși. Un amestec fatal. De ce credeți că Scriptura ne spune să nu aveți legături cu cei ce fac astfel de lucruri? De ce spune Scriptura să nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși? Pentru că acestea sunt amestecuri fatale care pot să ducă la dezastru niște tineri. Și ascultați-mă bine, Știți, dragi tineri, că la vârsta voastră puteți să faceți gafe care să vă coste până mult după pensie. Pe care să le trageți. De aceea, eu stau înaintea voastră să vă spun încă o dată vedeți că amestecul cu lumea este un pericol subtil, un pericol gradual și apoi un pericol exploziv. De ce vă spun asta, dragii mei? Ia uitați-vă, uneori considerăm că nu e chiar atât de periculoasă căsătoria cu cei necredincioși. Însă, Geneza 34 ne arată cât de mare este pericolul acesta. Știți ce s-a întâmplat? Un popor întreg a pierit. Poporul lui Sihem, care erau probabil niște oameni cum se cade. Un popor întreg a pierit, Datorită acestui amestec fatal Dina, pocăita, ar fi fost distrusă total și pierdută din linia genealogică a poporului lui Dumnezeu, pentru că ar fi intrat într un amestec fatal. Identitatea poporului lui Dumnezeu ar fi avut și ea de suferit intrând într un amestec fatal e atât de dureros să vezi, datorită acestui amestec, ce se întâmplă cu Sihem. Îi pierde urma, este distrus și nimicit. Tot, toți bărbații morți, femeile duse în robie, copiii duși în robie, toate averile lor s-au dus și a fost nimicit un popor întreg. Datorită unui amestec fatal. Dar ce s-a întâmplat cu fiul lui Iacov? În mod rușinos, au ajuns în numele religiei să mintă și au zis, dacă vă faceți ca noi, dacă aveți aceeași religie cu noi, în numele religiei au mințit, i-au păcălit pe oamenii aceia, i-au ucis, le-au luat tot ce au avut. Au ajuns niște criminali, l-au făcut de rușine pe tatăl lor, au pus în pericol poporului Dumnezeu. De aceea vă spun, amestecul cu lumea este un pericol exploziv. Cum poți să te protejezi în fața acestor amestecuri fatale? În primul rând, trei cuvinte vă spun. Haideți să le zicem împreună. Întâi, separare. 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 Mulțumesc frumos. Asta e ce se cere. Ascultați-mă, copii ai lui Dumnezeu cei ce sunteți copii ai lui Dumnezeu, vă rog să mă ascultați, separarea nu în mănăstire, nu asta ni se cere, nu izolare, dar trăind cu atenție. De ce spun asta, dragii mei? Trebuie să fim mereu atenți cu ce ne hrănim mintea. Asta înseamnă separare. Doamne, în mintea mea nu orice va intra. Nu voi hrăni mintea cu orice. De asemenea, când zic separare, îmi mai pun o întrebare. Ce anturaje avem? Nu uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Asta înseamnă separare. Să fii atent la ce bagi în mintea ta, prin ochi, prin urechi, ce intră în mintea ta. După aia să fii atent la anturajul pe care îl ai. După aia să fii atent ce activități ai, cu ce te îndeletnicești. Să fii atent ce divertisment te pasionează. Că s-ar putea să zici, dai un divertisment nevinovat. Watching movies. Nu-i big deal, nu? Da, dar de la un movie care are ce nu trebuie în el, s-ar putea să ajungi unde nu trebuie. Înțelegi tu? De aceea îți spun, separarea este Condiția numărul unu pentru aceia care vor să se ferească de amestecuri fatale. Apoi, echiparea e condiția numărul doi. Echiparea. echiparea. Așa. Echiparea. Cu ce? Adică trebuie să te înarmezi. Echipamentul care ne ajută să discernem ce e periculos și ce nu e periculos este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne echipăm cu cuvântul Lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Cine ne va influența pe noi mai mult? Cu ce ne hrănim mai mult? Ascultați-mă bine. Ne-am obișnuit să avem timp devoțional. Și bine. Aveți timp devoțional. Dar numai că dacă timpul devoțional e 10 minute dimineața și după aceea 3 ore televizor cine învinge? Ce credeți? Cine te echipează? Ascultați-mă că o spun cu pasiune. Cine te echipează pe tine? Dacă să zicem, stai 10 minute cu Domnul, citești din Scriptură, te rogi frumos și după aceea peste zi stai 3 ore la televizor. Cine te va influența mai mult? Eu zic, Echiparea este foarte importantă dacă vrei să scapi de acest pericol al amestecului cu lumea. Echiparea, să te echipezi cu al Domnului Cuvânt. Să știi cum vezi păcatul. Dacă te echipezi cu al Domnului Cuvânt, vei vedea păcatul din perspectiva scripturii și vei zice așa, plata păcatului este moartea. Dacă vezi păcatul din perspectiva televizorului, <gâng> mare lucru mare lucru. Vedeți? Pentru Sihem, păcatul era ok. Iacov a uitat și el de gravitatea păcatului, mai că se obișnuise cu asta. Fiul lui Iacov au văzut ei mare păcatul lui Sihem. Dar pe al lor, al lor nu era mare lucru. A zis, violatorul ăla. Dar n-au zis, ucigașii ăștia. Dragii mei, păcatul este păcat, indiferent cum îl numim. Păcatul este păcat. Trebuie să ne punem întrebarea: care ne sunt valorile? Cine ne cultivă valorile? Televizorul sau scriptura? E important să gândim în felul acesta. Dragi tineri, e importantă separarea, e importantă echiparea. Să ne îmbrăcăm în Cuvântul Domnului. Să ne hrănim. Dacă vreți, pe dinăuntru și pe din afară să fie Cuvântul lui Dumnezeu echipamentul nostru. Separare, echipare. Și apoi angajare. Ce înseamnă angajare? Să te implici în mod direct în ceea ce este bun. De ce spun asta, dragii mei? Credința noastră trebuie să fie o credință activă. S-au uitat cei din Sihem și au zis, păi voi sunteți ca noi. Dina iese cu noi la disco, la ce facem noi, mai iese Dina pe aici, băieții ar ieși și ei, dar sunt plecați cu vitele. Ieșim, iaca, ieșim, suntem împreună, suntem unii ca alții. Dragii mei, aici este marele pericol. Când eu zic angajare, înțeleg să-ți trăiești credința cu o implicare totală nea." ea. Nu să te mulțumești cu un lustru de credință și să zici eu sunt credincios. Vreau să vă chem, dragi tineri, la o dedicare totală. Am întrebarea aceasta. Cunosc oamenii convingerile noastre? Ne mărturisim noi cu fermitate identitatea noastră înaintea oamenilor? Lucrăm pentru Domnul cu mărturia noastră? dragi tineri, amestecul cu lumea este întotdeauna fatal. Niciodată nu vei fi, pocăitule, niciodată nu vei fi al lumii pe deplin și dacă te amesteci cu lumea, nu vei fi niciodată al Domnului pe deplin. Știi ce vei fi? Un apatrid spiritual. Știi ce înseamnă apatrid? Unul din ăsta fără cetățenie nu ești nici acolo, nici acolo. Alergi după câte o fata morgană și zici, vreau să fiu fericit, îmi permit și eu asta sau îmi permit cealaltă. Ascultă-mă, pocăitule, nu-ți permite ceea ce nu-ți permite Dumnezeu. Nu-ți îngădui să faci ceea ce nu-ți îngăduie Dumnezeu. Pentru că amestecul cu lumea este întotdeauna fatal. Când vorbesc despre amestecuri fatale, vorbesc despre un pericol care vă paște pe fiecare dintre voi și vai, mă paște și pe mine. Este pericolul de a fi asimilați de lume, pericolul de a fi și noi ca lumea. Ori în această seară am venit în mijlocul vostru ca să vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu pentru binele vostru, pentru viitorul vostru, pentru fericirea voastră. Nu vă amestecați cu lumea separați-vă de lume. Chiar dacă trăim în lume, așa s-a rugat Domnul Isus. nu te rog să iei din lume, dar să-i păzești de cel rău în lume. Nu-ți îngădui să faci pași spre lume. Poate că ești tentat să zici, dar numai să văd. Păi Dina, nu doar să vadă a ieșit, doar să vadă. Eu vreau să vă chem în seara aceasta, dragi tineri, să fim ai Domnului 100%. Ce ziceți de această propunere? Ai Domnului 100%. E bine, vreau să vă spun, dragii mei, de veți face asta, nu veți regreta niciodată. Însă, dacă veți vrea să fiți ai Domnului 90% și 10%, ca și ceilalți. Veți regreta amarnic. Sunteți atât de tineri. Vă stă înainte viața. Și viața voastră poate să fie una frumoasă, una spre care, atunci când veți ajunge de vârsta mea sau mai bătrân, să vă uitați înapoi și să ziceți, nu mi-e rușine de nici o zi a vieții mele. Ce ziceți de o astfel de opțiune? Să te uiți înapoi și să zici, nu mi-e rușine de nici o zi a vieții mele. Sau, poți să te uiți înapoi și să zici, Doamne, de n-ar fi fost ziua aceea în calendarul vieții mele. Și totul începe cu o curiozitate nevinovată. Eu pun între ghilimele nevinovată. Mă duc să văd fetele țării. Dragii mei, această curiozitate nevinovată, zic, a fost fatală pentru Iacov, pentru fiii săi, pentru Sihem, pentru toți cei de acolo. De aceea eu, acum, în încheierea predicii, ar vrea să te chem în numele Domnului Isus Hristos să nu te joci cu tinerețea ta nu e așa că sunt atâtea tentații la vârsta voastră? Atâtea tentații. Sunt tentații ziua, sunt tentații noaptea, sunt tentații când ești de unul singur, sunt tentații când ești în public, sunt tentații de tot felul. Ți le vei îngădui? Eu în această seară vreau să vă chem să stați față în față cu Domnul. Faceți abstracție de mine. Față în față cu Domnul să stați să vă gândiți că orice acceptare a ispitelor veacului acestuia vă poate duce la dezastru, dar orice poziție de fermitate când este vorba despre ispite, fermitatea în fața ispitelor vă poate face biruitori. Și în dreptul vostru aș vrea să se poată scrie odată, a fost ferm când a fost ispitit. Asta drept. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Dragi tineri, aș vrea să avem un moment în care să stăm față în față cu Domnul, fiecare dintre noi. Lăsăm pe cei din jur, lăsăm pe cei de pe scenă. Aș vrea să stăm noi și Domnul. Să avem un moment de cercetare specială în care să ne punem întrebarea, Doamne, ce mi-a fost viața până aici? În ce măsură mi-am îngăduit? amestecul cu lumea. Nu cumva m-am pus într-o situație periculoasă? Făți socotelile și aș vrea să stai înaintea Domnului. Dacă m-ai înțeles, dacă mi-ai înțeles mesajul și gândurile cu care am venit aici, aș vrea să stai înaintea Domnului și să zici, Doamne, eu vreau să trăiesc pe deplin pentru tine. Vreau să fiu al tău 100% Doamne. Nu vreau să mă inspir din metodele lumii, nu vreau să mă inspir din lucrurile lumii, ci vreau să trăiesc pentru tine și numai pentru tine toată viața mea. Poți să faci lucrul acesta? Stai de vorbă cu Domnul. Lasă-i pe cei din jur, nu te frământe ce fac cei din jur, Spunei Domnului. Și încă o dată îți zic, dragul meu, aceasta ca să-ți fie bine în viața pe acest pământ și să-ți fie bine în veșnicie. Am conciliat mulți oameni în viața mea și stau de vorbă cu oameni și nu puțin sunt aceia care spun am făcut o greșeală când eram tânăr. M-am lăsat ispitit când am fost tânăr și am pierdut. Stai înaintea Domnului într-un moment de angajare și spune, Doamne, vreau să trăiesc pentru tine 100%. De vei face lucrul acesta, va fi bine de tine. Tată Sfânt care ești din ceruri, stau înaintea ta în numele Domnului Isus Hristos și te rog să-L lași pe Duhul Sfânt să treacă printre rânduri. Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă. Doamne, Poate că vei vedea în această seară tineri care regretă zile din viața lor, care regretă momente pe care le-au trăit cum n-ar fi vrut. Te rog din toată inima să-i privești cu îndurare și dacă regretă și se pocăiesc în Duhul lor, te rog să-i ierți, Doamne. Te rog să-i curățești și te rog să-i sfințești. Dă-le, Doamne, șansa unui nou început. Dă-le, Doamne, șansa apropierii de Tine. Dă-le, Doamne, șansa trăirii unei vieți noi. Din toată inima te rog, Doamne, uită-te spre toți aceia care își doresc din toată inima separarea și te rog, ajută-i să trăiască separați de lume. Uită-te spre aceia care își doresc echiparea și te rog, echipează-i, Doamne, cu Sfântul Tău cuvânt și ajută-i să stea, Doamne, alături de Tine în fiecare zi a vieții lor. Ajută-i, Doamne, să trăiască angajați 100% pentru Tine și pentru împlinirea voiei Tale. Doamne, ia în această seară notă de gândurile fiecăruia, de dorințele fiecăruia, de angajamentul fiecăruia, și făți numele de slavă în viața lor.